flăcări de o violență rară au distrus mansarda Palatului Arhiepiscopal din Constanța. Sunt pagube de ordinul milioanelor de euro. Este dezastru pe insula Creta. Mai mulți români au scăpat la limită după ce apele furioase au provocat distrugeri de proporții și au luat cel puțin două vieți. Iar de la tribuna celui de-al 20-lea congres, președintele chinez Xi Jinping a amenințat fățiș. Vom lucra pentru reunificarea pașnică a Taiwanului, dar nu vom exclude niciodată folosirea forței. Oana Andoni vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. O lumânare lăsată nesupravegheată a pus pe jar pompierii din Constanța, iar pe oamenii de rând i-a făcut să ceară îndurare. Sub ochii lor, flăcări uriașe au mistuit mansarda Palatului Arhiepiscopal. Preoții și călugării care locuiau acolo au scăpat în ultima clipă. Zeci de militari au fost antrenați într-o misiune care a durat aproape 4 ore. Pagubele sunt de ordinul milioanelor de euro. Acesta este momentul în care, spre groaza privitorilor, turnul Palatului Arhiepiscopal s-a prăbușit. Flăcările care păreau că ating cerul au distrus mansarda clădirii, iar fumul negru și gros a învăluit întreaga zonă. Alarma a fost dată la ora 21:52. În Palatul Arhiepiscopal erau la acel moment mai mulți preoți și călugări, care locuiau în chiliile de la ultimul nivel. În vecinătate, arhiepiscopul Tomisului oficia o slujbă. Eu eram în catedrală, nu mi-am întrerupt slujba, am făcut acatistele, molitvele și ne-am rugat ca să se limiteze focul și iată s-a oprit focul. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că cele materiale se pot recupera. Dacă cineva ar fi fost rănit sau ar fi murit, atunci ar fi fost mare durere și tristețe. A rămas cu lumânări, în altul ne-a îndemnat pe toți să rămânem să ne rugăm. A rămas și ne-a rugat, pompierii și-au făcut datoria. O, rău, m-am de tot m-am speriat. Nu mai plângeți, că ajungem acolo. Urmările focului sunt devastatoare. Un prim raport al pompierilor arată că incendiul a fost localizat la aproape 2 ore de la momentul la care a izbucnit. A ars toată mansarda Palatului Arhiepiscopal pe o suprafață de 800 de metri pătrați. Bucăți mari din acoperiș s-au prăbușit, la fel și turnul clădirii. Reprezentanții Arhiepiscopiei spun că pagubele sunt uriașe. Între timp, pompierii au descoperit că focul ar fi izbucnit de la o lumânare lăsată nesupravegheată. Era slujbă, toată lumea a văzut ce s-a întâmplat și atunci a acționat pe moment și totul a fost foarte bine, părerea mea. Mansarda care a ars a fost construită după anii 2000. Pentru că Palatul Arhiepiscopal este o clădire de patrimoniu, nu are nevoie de autorizație de securitate la incendiu. În plus, imobilul era asigurat. A început cel mai periculos anotimp din an, cel al exploziilor. În locuințe este rece ca în peșteră și mulți riscă. La Saragazul pornit sau fac tot soiul de improvizații. În această dimineață, un apartament din sectorul 4 al capitalei a sărit în aer, iar 140 de persoane au fost evacuate. Și în Brașov, un bărbat care folosea o butelie defectă și-a distrus locuința. În jur, totul arăta ca după război. Explozia s-a produs dimineața la 6 într-un apartament din sectorul 4. Suflul a fost atât de puternic încât geamurile s-au făcut țăndări. Dormeam și ne-am trezit cu o bubuitură, am ieșit toți afară. Proprietarul locuinței, un bărbat de 68 de ani, a fost transportat la Spitalul Floreasca. Un sigur bătrân l-a luat la salvare. Înspăimântați de zgomotul puternic, 140 de oameni au ieșit din clădire cu ce aveau pe ei. 3 dintre ei au avut nevoie de ajutor. Am crezut că e o bombă, să sărim de la etaj, să nu mai știam. Am ieșit în picioarele goale. Pompierii și polițiștii au împrejmuit zona. Vor încerca să afle de ce s-a produs acumularea de gaze care a favorizat deflagrația. Avem 13 apartamente afectate. Pe lângă locuințele afectate, 2 mașini parcate lângă bloc au fost serios avariate. A fost eroare și la Brașov, în cartierul Tractorul, câteva ore mai devreme. Acolo a sărit în aer garsoniera unui bărbat care locuiește singur și folosește pentru gătit o butelie de aragaz. Pompierii au găsit furtunul de alimentare lipit cu bandă adezivă. Are centrală cu gaz, dar nu funcționează. N-are nici calorifer, nimic. Deci de la butelie s-a întâmplat. Anchetatorii bănuiesc că gazul scurs din butelie s-a acumulat în încăpere, iar în momentul în care omul a aprins lumina, a bubuit. Eu dormeam și din somn m-am trezit cu o explozie. Când m-am trezit, ușa în larg. Toți au pagube. Geamuri sărite, uși sărite.
pereți crăpați. Suflul a fost atât de violent încât bucăți de lemn, dar și cioburi au fost proiectate până la blocul vecin. 7 mașini au suferit stricăciuni. Și erau multe cioburi, veneau așa spre noi și nu știam ce se întâmplă. Sticlă de la geam s-a înfipt în perete de la surf. Uitați, de la distanța aia? Da, de la distanță. Oamenii așteaptă acum să afle cine le va repara locuințele. Dosar penal pentru un șofer din Timiș după ce a lovit cu mașina un copil de 6 ani care mergea cu bicicleta. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. În imagini se vede cum mașina rula pe stradă, iar din dreapta, dintr-o parcare, iese copilul cu bicicleta. Șoferul pare să frâneze, dar nu reușește să-și oprească înainte să-l atingă. Acesta cade, dar se ridică la scurt timp, iar tânărul de la volan coboară. Din dreapta vine în fugă un vecin care se duce direct spre copil. Mama celui mic ar fi spus că acesta nu este rănit, așa că toată lumea a plecat. A doua zi, femeia l-a dus totuși la spital pentru un consult, iar medicii au anunțat poliția. Șoferul este cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției sau a procurorului. Mai mulți români, inclusiv copii de școală generală, au fost prinși pe insula Creta, devastată de inundații. Oamenii s-au speriat de moarte. De altfel, autoritățile au descris situația drept un dezastru de proporții biblice, care a luat pe toată lumea prin surprindere. Un bărbat și o femeie au murit înecați, iar alte câteva persoane sunt date dispărute. Aceste imagini au fost surprinse de un turist român de la adăpostul hotelului. Un torent violent a înghițit o străduță din stațiunea Agia Pelagia, în nordul insulei Creta. Apa învolburată depășea cu mult nivelul ferestrelor magazinelor de la parter. Era până aproape de tavan. A năvălit cu viteză și a luat pe sus mașinile de parcă ar fi fost de carton și le-a dus direct în mare. Când apele s-au retras, în urmă a rămas un peisaj înfricoșător. Mașini azvârlite de forța puhoaielor pe garduri sau terase și mormane de bolovani și resturi. Uite-te, altă mașină proptită. De teamă că situația s-ar putea agrava, un turist român aflat în Agia Pelagia pentru aniversarea unei prietene a plecat chiar în timpul furtunii. Acum este în Heraclion. Au fost valuri chiar și de 2 metri, ajungeau la nivelul balconului. Practic în jumătate de oră, o oră s-a transformat într-o calamitate totul. Eram la 50 de metri de plajă și totul s-a dus în mare. A fost culoar chiar spre mare. Și mașini, și pietre, și lemne, tot ce a luat viitora în cale. Chiar când ne pregăteam să plecăm, chiar în fața noastră era ambulanța care ridica o persoană decedată. Două profesoare și 4 elevi de clasa 8-a de la Școala Generală 13 din Timișoara, care erau în Creta prin programul Erasmus, au ajuns acasă cu o zi întârziere din cauza potopului. Drumul spre aeroport a fost blocat de ape. 4 kilometri au mers pe jos. Se vedeau zidurile distruse, pereții picați, iar în aeroport terminalul a fost afectat și am văzut și niște bucăți din tavan căzute. A fost plin aeroportul, toată lumea era pe jos, n-aveai loc să treci niciunde și da, toate zborurile afectate, o întârziere cred că de 5-6 ore. Copiii și cele două profesoare au ajuns la Timișoara abia astăzi la 3 dimineața. NATO a pus o bombă cu ceas la temelia securității europene când a promis Ucrainei integrarea în alianță la summitul de la București din 2008. Declarația aparține ministrului de externe adjunct al Rusiei în contextul în care eforturile Moscovei de a-și consolida forțele înregistrează eșec după eșec. În plus, Rusia este incapabilă să producă muniții avansate în ritmul în care sunt consumate, estimează experții militari britanici. Vestea rea este însă că, potrivit ziarului Washington Post, Teheranul s-ar fi angajat să trimite Rusiei mai multe drone de atac, dar și primele rachete sol-sol de fabricație iraniană. Rusia continuă să lovească infrastructura energetică a Ucrainei. Locuitorilor capitalei li s-a cerut să reducă seara cu până la 60% consumul de curent, după ce o rachetă rusească a avariat grav o instalație vitală din regiunea Kievului. Ucrainenii nu se plâng, necazurile ce par să nu se mai sfârșească nu fac decât să le sporească dârzenia. Якщо навіть про дня, то це з часу ночі. Якщо уроки робимо вранці. Помагайте усім нам. Нам всім треба вистояти. Нам всім треба перемогти ту погань. Хай усе, що прилетіло з них сюди, полетить туди, туди у Росію і двічі більше.
În altă ordine de idei, cel puțin 11 bărbați au fost uciși și alți 15 au fost răniți aseară într-un poligon rusesc din orașul Soloti, unde erau instruiți voluntari pentru frontul din Ucraina. Ceea ce Moscova descrie drept atac terorist a fost comis chiar de doi dintre voluntari, originari din Tadjikistan, fostă Republică Sovietică, în prezent țară membră a Comunității Statelor Independente. Potrivit lui Oleksii Arestovici, consilier al președintelui Ucrainei, drama ar fi fost declanșată de o dispută pe teme religioase. Tadjikistanul este predominant musulman. Și dacă tot a venit vorba de eforturile Moscovei de a-și suplimenta forțele, pe internet s-au viralizat imagini cu zeci de recruți ruși care stau pe iarbă sub cerul liber, pentru că documentele au fost completate greșit și nu-i acceptă nicio unitate. Polковник Одинос пустил в часть 10 часов вечера, чтобы мы просто на улице тупо не замерзли. А утром, получается, кого нет в списках, у кого не проставлены печати, всех вот выгнали за часть, за территорию части. Соответственно, никакого ни завтрака, ни обеда, ничего такого, ни ужина не будет. Pe front, dacă în zona orașului Bahmut din Donetsk se dau lupte grele, în schimb în sud, ucrainenii continuă neabătut avansul spre Herson. Zilele trecute, trupele Kievului au recuperat de sub controlul rușilor satul Trifonivka. Як населений пункт звільнили українські військові. Наші хлопці кажуть, це тепер така звичайна тактика у рашистів обстрілювати потужними боєприпасами щойно залишені села. Збили три ракети, літіли от ті, що з Каспія, чи откуда вони там літіли. Сьогодні, вроді, збили дві. Солдати наші йшли, і всіх, ну, сльози на очах. Люди виходили і на коліні падали, і з квітами, там, і там таке було, ну... Pe de altă parte, excentricul miliardar Elon Musk a revenit asupra deciziei de vineri, când anunța că nu-și mai permite să financeze serviciul de internet Starlink. Tehnologia joacă un rol esențial pentru armata ucraineană, care a folosit-o atât pentru comunicații, cât și pentru a-și dirija dronele și tirurile de artilerie. Azi noapte, Musk a scris pe Twitter că s-a răzgândit și va continua să ajute guvernul de la Kiev, chiar dacă Starlink pierde bani. În tot acest timp, adjunctul lui Sergei Lavrov dă vina pe NATO pentru conflictul din Ucraina și, în general, pentru actualele tensiuni geopolitice. După 2008, când NATO a decis la București că Georgia și Ucraina vor deveni membre ale NATO, am spus că astfel s-a pus o bombă cu ceas la temelia securității europene și că dacă decizia nu va fi revizuită, ea va exploda mai devreme sau mai târziu. A declarat Alexander Grușco, citat de agenția TASS. De la începutul invaziei rusești în Ucraina, aproape 30.000 de cetățeni ai Federației Ruse n-au trecut granițele. Cei mai mulți au fost doar în tranzit, iar unii s-au întors în țara lor. Și totuși, la frontieră au fost opriți câteva sute pentru că nu aveau acte în regulă și nici n-au putut să-și motiveze șederea în România. Poliția de frontieră susține pentru știrile Pro TV că 485 din cei aproape 30.000 de ruși care ne-au trecut frontiera după invadarea Ucrainei de către Federația Rusă au rămas în România. Sunt oameni pe care autoritățile îi monitorizează dacă este cazul, afirmă experții. Există o temere foarte mare în Estonia, în Finlanda, că acești bărbați pot fi mobilizați, pot fi activați pentru diverse operațiuni. Suntem în război și presupun că instituțiile statului funcționează pentru a feri România de astfel de posibile diversiuni. Cei mai mulți ruși, peste 10.000, au ales să vină în România în lunile de vară, cel mai probabil ca să-și petreacă vacanța la noi. 200 dintre ei nu s-au mai întors însă în Rusia. La fel, alții aproape 50 din cei aproape 1.400 care au fugit după ordinul de mobilizare parțială semnat de Putin. Din ziua în care, la ordinul lui Vladimir Putin, armata rusă a invadat Ucraina și până astăzi, poliția de frontieră a refuzat intrarea pe teritoriul României unui număr de 309 cetățeni din Federația Rusă, pentru că nu îndeplineau condițiile legale. Fie nu aveau viză de intrare legală sau permis de ședere valid, fie nu dețineau documente care să justifice scopul și condițiile de ședere în țara noastră. De regulă, cei care vin cu misiuni din astea de diversiune, ei au actele în regulă, au pașapoarte în regulă, au viză în regulă. De ei mi-e mai teamă decât de unii care chipurile nu sunt în regulă, pentru că vorbim de oameni mai degrabă care se află într-o situație precară, disperată, care încearcă să fugă unde văd cu ochii.
Cel mai recent episod în care au fost implicați cetățeni ruși a avut loc acum 2 săptămâni. Ambasada României de la Moscova a revocat vizele de intrare a 14 cetățeni ai Federației Ruse, care susțineau că vin la București la o conferință internațională de telecomunicații. Decizia anunțată atunci Ministerul nostru de Externe a fost bazată inclusiv pe considerente ce țin de securitatea națională a României. Rusia solicitase inițial vize pentru 17 oficiali, însă 14 nu ar fi angajați ai Ministerului Rus al Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass Media, ci ai Russia Today. Tot mai mulți proprietari de locuințe nu își mai declară veniturile la Agenția Națională de Administrare Fiscală și preferă să închirieze la negru. Ce nu știu unii este că statul le pregătește ceva. De anul viitor vor fi obligați să înscrie contractul la administrația fiscală, măsură care a fost eliminată în 2018. În plus, impozitul pentru declararea veniturilor va crește cu 67%. În primele 9 luni ale acestui an au fost înregistrate cu 25% mai puține contracte de închiriere, potrivit ANAF. Și un studiu realizat de o agenție imobiliară arată că 34% dintre persoanele care stau în chirie nu au contract înregistrat la administrația financiară, în timp ce 31% dintre chiriași nu știu dacă proprietarul a declarat sau nu documentul. O categorie de proprietari care nu-și declară veniturile sunt pentru că doresc să încaseze mai mulți bani și aleg fie să nu declară veniturile, fie să declare veniturile, dar să încaseze o chirie suplimentară de la chiriaș care să acopere impozitul declarat. În prezent, înscrierea contractului de închiriere la ANAF este opțională, însă proprietarii sunt obligați să-și declare veniturile din chirii în termen de 30 de zile de la semnarea acordului între părți. Totuși, experții recomandă depunerea contractului la administrația financiară, în cazul în care între proprietar și chiriaș apar neînțelegeri sau cel din urmă nu plătește, prejudiciul poate fi recuperat mult mai repede. Ne-am dat seama că e cel mai bine să fii în siguranță și să ai o relație foarte bună cu chiriașul. Contractul e bine de făcut în cazul în care apar discuții. Însă 2023 vine cu modificări pentru proprietari. Aceștia vor fi obligați să depună contractul de închiriere la fisc, iar impozitul pe venituri va crește. Este poate cea mai importantă schimbare a anului 2023 pentru proprietarii care obțin venituri din chirii, în sensul că se elimină cota forfetară de 40% la calculul impozitului pe chirii. Asta înseamnă o creștere efectivă a impozitului cu 67%. Așadar, dacă un proprietar primește lunar de la chiriaș suma de 300 de euro în urma unui contract valabil un an de zile, plătește acum impozit 1069 de lei, în 2023 va plăti cu peste 700 de lei mai mult. Atenție, impozitul majorat se va calcula doar la contractele semnate de la 1 ianuarie 2023. Noile modificări nu îi încurajează pe proprietari să intre în legalitate, sunt de părere specialiștii. Pește proaspăt direct din barcă. Pescarii din Mangalia au început să-și vândă marfa în acest fel, în ceea ce s-ar putea numi piață volantă ad hoc. Se trezesc dis de dimineață, ies în largul mării, iar la prânz se întorc și dau repede tot ce au prins. Cumpărătorii așteaptă pe mal. Sunt mulțumiți că pot lua pește proaspăt, iar prețul este mai mic și cu 35% față de cel din magazine. Clienții așteaptă cu sacoșa pregătită pe mal sosirea bărcilor. Știu că în jurul prânzului pescarii apar negreșit. Niciunul dintre ei nu caută un anumit fel de pește. Cumpără pentru că e proaspăt prins. Din port, captura ajunge repede pe plită sau în tigaie. Ce ați cumpărat? Lufăr. Câte kilograme? 2,6 kg pentru o saramură. În general, o dată pe săptămână ajungem aici. E proaspăt, e luat din Marea Neagră. Hanus. Vrem să-l punem cu băieții de seara pe grătar. De câte ori am ocazie, vin că iau proaspăt, e proaspăt aici. E un pește extraordinar. Luați practic ce se prinde? Ce se prinde, nu mai stau să mai aleg. Au prețul bun, e proaspăt. Prețul la Hanus este de 30, la lufar este 30-35, depinde. Ăla mai mare, dacă prindem la plase, e 50 de lei, 55 de lei. Depinde în funcție de mărimea peșterului. Un lufar, stavride, Hanus și cam atât. În fiecare zi ieșiți pe mare? Da, când e frumos. Și de obicei cam câte kilograme prindeți? Depinde de zi. Poți să iei 4 kg într-o zi, 10, într-o zi iei 1 kg. Pescarii spun că astfel au reluat o tradiție veche și nu mai există intermediari. Sunt mulțumiți și ei pe lângă clienți. Venea unul, îl cumpăra cu un preț de la noi, îl dădea cu alt preț, așa îmi dau marfa cu cât consider eu că costă munca mea.
Dacă vreți să cumpărați pește proaspăt, îi găsiți pe pescari în portul turistic din Mangalia în fiecare zi, în timpul săptămânii după ora 13, iar sâmbătă și duminică dimineața la ora 10. La fel de mulțumită de marfă sunt și mâțele care locuiesc în apropierea portului. Armatele de pisici simt când se apropie bărcile și nu lipsesc niciodată de la ospăț. Ce le dați aici? Lufar. Ca să le meargă bine și data viitoare, pescarii le omenesc mereu. Taloanele electronice de pensie ajung mult prea greu la vârstnicii din România. Deși sunt valabile de la începutul anului, doar 11.000 de seniori au solicitat până acum un astfel de talon. Așadar, nici măcar 1% dintre cei care își primesc pensia pe card. Mulți nici nu știu că pot avea acces online la informații. În plus, procedura este greoaie și presupune mai multe drumuri la ghișeu. Poștașul acum mi-a zis că nu mai am talonul și mi-a zis că trebuie să-mi vină online. Dacă... Odată ce ați accesat pentru talonul online, așa, el este numai online, nu mai vine și fizic. Zilnic au loc astfel de discuții la ghișeele caselor de pensii. Oamenii care au pensia pe card pot primi din luna mai și un talon electronic. Mi-e mai comod decât să mă duc să mă plimb după talon. Documentul cunoscut drept talon electronic ar trebui să fie primul pas spre digitalizarea Sistemului Național de Pensii. Ține loc vechiului talon de pensie și, în plus, conține un cod QR pe care pensionarul îl poate prezenta la medicul de familie, la spital sau în călătoriile cu trenul. Puțin știu de existența lui, în timp ce alții încă se încurcă în proceduri. Nu, este o parolă invalidă. Ușor. Ați terminat? Da. Dar așa pașii aceia o să știți să-i faceți? Îi facem, că mai avem soția, mai tărâm un pic, băiatul... Se descurcă, lucrează în butoane. La nivel național, 11.400 de pensionari au solicitat talonul online. În București sunt cei mai mulți, peste 6.000. La început, procedura a fost un pic mai greoaie pentru pensionari, dar ulterior au venit, au întrebat, s-au documentat. Mai sunt probleme, fie uită parola, fie mail-ul nu a fost introdus corect. Sunt doi pași mari pentru a avea un talon electronic. Pentru început trebuie să vă creați un cont online pe site-ul Casei Naționale de Pensii. Găsiți formularul și toate informațiile la secțiunea conturi online. După ce ați completat formularul, îl printați și mergeți cu el la ghișeul Casei de Pensii. Aici angajații casei verifică documentele și vă activează contul online. Primiți și o cerere cu mai multe instrucțiuni, iar pe mail sistemul trebuie să vă genereze un link valabil 72 de ore. Atenție, este foarte important să accesați acest link pentru a vă seta parola. Ulterior, pentru a solicita talonul electronic, trebuie să mai completați o cerere. O găsiți după ce vă autentificați pe site-ul cnpp.ro la secțiunea depuneri cereri și documente. Sistemul va afișa o cerere pe care trebuie să o completați, să o printați și apoi scanată să o introduceți în sistem. Abia atunci va fi generat și talonul electronic. În alte țări, totul e informatizat. În Germania nu vine poștașul să-ți aducă pensia, aceasta se face prin transfer bancar în contul beneficiarului. Se primesc informații la început de an din partea Oficiului German de Pensii. În România, deocamdată, din 5 milioane de pensionari, doar jumătate își primesc pensia pe card. Ne așteaptă vremuri dificile și trebuie să fim pregătiți pentru cele mai grave scenarii. Iată avertismentul președintelui Chinei în deschiderea Congresului Partidului Comunist. Xi Jinping a pledat pentru creșterea natalității, pentru consolidarea capacității de a menține securitatea națională și de a asigura aprovizionarea cu alimente și energie. În absența unei improbabile lovituri de teatru, Congresul îi va acorda lui Xi al treilea mandat succesiv. În cei 10 ani de când a preluat funcția supremă, Xi a îndreptat China pe o cale din ce în ce mai autoritară. Xi Jinping a urcat pe podium în ovațiile celor 2300 de delegați veniți din toată China. În discursul care a durat mai puțin de 2 ore față de 3 și jumătate în 2017, liderul chinez a trecut în revistă ultimii 5 ani, pe care i-a descris drept extrem de neobișnuiți și anormali, și a avertizat că vin vremuri și mai dificile. Xi Jinping și-a apărat ferm politica drastică de luptă împotriva COVID-19.
De altfel, Congresul respectă cu strictețe politica zero COVID. De vineri, jurnaliștii și toți participanții au fost închiși într-o bulă sanitară, cu măști obligatorii și cu teste PCR zilnice. Doar personalitățile de marcă, așezate în primul rând, nu poartă măști. Pe lângă probleme economice, politica zero COVID a întărit controlul social asupra cetățenilor chinezi, ale căror mișcări sunt acum strict monitorizate. Furia oamenilor depășește uneori rețelele sociale. Zilele trecute, un bărbat a atârnat pe un pod din Beijing două banere. Unul îi îndemna pe cetățeni să intre în grevă, iar celălalt să-l înlăture pe dictatorul perfid Xi Jinping. În discurs de azi dimineață, Xi Jinping a pledat pentru accelerarea construirii unei armate de clasă mondială. Context în care președintele chinez și-a reiterat intenția de reunificare a țării cu insula Taiwan. Într-o aluzie străvezie la Statele Unite, Xi Jinping a subliniat că Beijingul urmărește în mod hotărât o politică externă independentă și pașnică. După o săptămână de presupuse deliberări, este de așteptat ca delegații să valideze deciziile luate deja în partid, să-l reconfirme pe Xi Jinping în funcția de secretar general al partidului, în cea de președinte al Comisiei Militare Centrale, precum și pentru un al treilea mandat la conducerea țării. Pentru un tată și un fiu din statul american New Jersey, o ieșire tihnită la pescuit s-a transformat într-o aventură memorabilă. Asta însă după ce se va estompa spaima imensă trăită după ce o balenă cu cocoașă s-a arcuit peste valuri chiar lângă barca lor. Zec și tatăl lui au ieșit la pescuit de biban și ton când balena a ieșit la suprafață într-o învolburare de pești și valuri. Barca a fost serios runcinată, dar niciunul dintre pescari nu a fost rănit. În ultimii ani au fost zărite tot mai des balene cu cocoașă în largul statului New Jersey. Denumirea acestei specii provine fie de la înotătoarea dorsală, care amintește de un gheb, fie de la deprinderea vietății de a-și încovoia puternic spatele în cursul înotului.